Gazdele și-au asigurat cele 3 puncte prin golurile marcate de Ivan, Chira, Andrei Bostan și Daniel Bostan, în vreme ce forestierii au fost ținuți în joc până spre final de reușitele semnate de Cristi Munteanu și Prisacă. De acest rezultat a profitat FC Pojurâta, care a revenit pe primul loc al clasamentului după ce a câștigat cu scorul de 2-0 în fieful celor de la Bucovina 2 Frătăuții Noi, prin golurile lui Mândrilă și Lazar. Întărită cu 10 jucători de la prima echipă, Rapid 2 Mihoveni a trecut greu pe teren propriu cu scorul de 3-2 de Bradul Putna, grație golurilor semnate de Cerlincă și Caragea, primul reușind dubla. Meciul dintre Sporting 2 Arbore și Zimbrul Siret nu s-a desfășurat pentru că gazdele nu s-au prezentat la teren.